Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă de astăzi. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a fi prezenți în acest moment în care dorim să prezentăm, să mediatizăm proiectul Skills for Jobs, un proiect a cărui beneficiar este Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Cluj. Am alături de mine pe doamna Ana Hara, reprezentant al beneficiarului AJOFM Cluj, pentru acest proiect Skills for Jobs și pe domnul inspector școlar Luca Ciumarcel, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Sălaj. Acest proiect Skills for Jobs este un proiect pentru consilierea și orientarea profesională a elevilor. El se adresează elevilor de clasa 9 și clasa 10. Spuneam mai înainte, beneficiarul proiectului este Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă din Cluj, în parteneriat cu Asociația Inceptus România, și acest proiect se derulează pe o perioadă de 20 de luni. Proiectul este implementat în 7 județe din țară, din regiunea Nord-Vest și Vest, respectiv județele Sălaj, Cluj, Bihor, Maramureș, Bistrița, Timișu și Hunedoara. La nivelul județului Sălaj, din cei 20.000 de elevi care formează grupul țintă, toți elevi de clasa 9 și clasa 10, sunt înscriși în acest proiect 933 de elevi. Până în acest moment, o parte din ei au participat și au fost supuși acestui test JVIS pe care îl presupune proiectul. În total, numărul elevilor care au susținut acest test este de 588 la nivelul județului Sălaj. Acest test este un test, așa cum vă spuneam, pentru consilierea și orientarea profesională a elevilor. În perioada următoare vor susține și ceilalți elevi testul, iar tot astăzi, în unitățile de învățământ din Sălaj, de unde sunt acești elevi cuprinși în grupul țintă, au participat și la un seminar cu reprezentanți ai Asociației Inceptus România. Acest seminar având ca temă tot consilierea profesională a elevilor. Școlile din care fac parte elevii noștri sunt Colegiul Național Silvania, Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian, Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, iar în perioada următoare s-ar putea să cuprindem, pentru a completa grupul țintă, și Colegiul Teoretic Gheorghe Șincai din Zalău. Dar deocamdată această acțiune se desfășoară doar în primele trei unități de învățământ. Îi dau cuvântul doamnei Ana Hara să ne prezinte puțin acest proiect. Vă rog. Mulțumesc! Bună ziua! În calitate de reprezentant al beneficiarului AJOFM Cluj, așa cum a spus și doamna inspector general Pop Maria, am deosebită plăcere să vă informez că în județul dumneavoastră se află în plină derulare acest proiect Skills for Jobs, un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 2, corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, domeniul major de intervenție 2.1, tranziția de la școală la viața activă. Acest proiect Skills for Jobs a născut urmare observațiilor făcute și a statisticilor realizate de-a lungul anilor, care arătau că foarte mulți tineri care finalizau o școală ajungeau să se înscrie în evidențele agenției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, și asta în special datorită faptului că la terminarea studiilor nu aveau nicio calificare sau, dacă o aveau, nu era acea calificare care să căuta pe piața forței de muncă. Astfel, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, prin proiectul Skills for Jobs, vine cu o alternativă viabilă la reducerea ratei șomajului, contribuind la dezvoltarea abilităților elevilor privind orientarea profesională, în vederea corelării rezultatelor învățării cu cerințele de pe piața muncii, la dezvoltarea capacității elevilor de a efectua alegerea studiilor academice și implicita carierei în raport cu propriile lor competențe și aspirații, la creșterea nivelului de implicare, cooperare și parteneriat a diferiților factori, agenți economici, instituții, unități de învățământ superior,
În asigurarea unui proces eficient de tranziție a elevilor de la școală la viața activă și respectiv îmbunătățirea șanselor elevilor la ocupare, creșterea gradului de integrare și menținere pe piața muncii, facilitarea accesului pe piața muncii prin implementarea de măsuri specifice și personalizate. Cu un buget de aproximativ 5 milioane de euro, proiectul Skills for Jobs își propune ca pe o durată de 20 de luni să ofere pentru 20.000 de elevi din clasele a 9-a și a 10-a înscriși în Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar din cadrul a două regiuni de dezvoltare, Nord-Vest și Vest, respectiv din județele Cluj, Bihor, Bistrița, Sălaj, Maramureș, Hunedoara și Timiș, activități de informare a elevilor înregistrați în grupul țintă, cu privire la importanța consilierii asupra traseului profesional, activități de consiliere în carieră, orientare școlară și profesională, activitate etapizată care, într-o primă etapă, se va realiza prin identificarea și măsurarea intereselor vocaționale ale elevilor cu ajutorul unui chestionar de interese vocaționale Jackson-Javis, urmat apoi de aprecierea intereselor vocaționale ale elevului pe baza unor chestionare de apreciere adresate atât elevului cât și părintelui, de consiliere individuală sau de grup și de realizarea de seminarii inovative pe diferite teme de interes pentru grupul țintă. Vom furniza de asemenea informații cu privire la piața muncii, la modalități de identificare a portofoliului necesar la angajare. Dorim ca elevii înscriși în proiect să le asigurăm realizarea contactului direct atât cu mediul universitar cât și cu angajatorii, fapt pentru care vom organiza două târguri educaționale la care vor participa atât angajatori cât și instituții de învățământ superior, tocmai pentru ca aceștia, ca elevii să cunoască și părinților să cunoască oferta educațională și de ocupare. De asemenea, în scopul stimulării participării elevilor la activitățile proiectului, vom organiza și un concurs cu premii intitulat Autocunoașterea, fundamentul unei cariere de succes. Și acest concurs se va desfășura etapizat, iar premiile vor fi în sumă între 500 și 4500 de lei. Pe întregul proiect, trebuie să spunem că până la această dată, proiectul a demarat în aprilie 2014 și se va finaliza în decembrie 2015. Deci până în acest moment s-au selectat în grupul țintă 19.714 elevi, s-au desfășurat acțiuni de informare, conștientizare, motivare cu elevi din 211 clase din unități de învățământ preuniversitar din cele 7 județe de implementare, s-au semnat 110 acorduri de colaborare cu unitățile de învățământ, iar din cei 19.714 elevi, 5.780 de elevi au completat deja acest test JAVIS și au primit raportul privind testarea vocațională și de interese. Așa cum a menționat și doamna inspector general, în județul dumneavoastră, în județul Sălaj, au fost înregistrați în grupul țintă peste 100 de elevi, dintre care peste 580 au completat deja acest test JAVIS, iar școlile din care au fost înregistrați în grupul țintă elevii sunt Colegiul Național Silvania, Colegiul Național Simion Bărnuțiu, Colegiul Tehnic Papiu Ilarian și probabil că va urma Colegiul Național Gheorghe Șincai. Pe măsură ce vom înainta cu proiectul, vă vom ține la curent cu rezultatele pe care ni le dorim să le obținem și vă vom informa. De asemenea, vrem să mulțumim Inspectoratului Școlar pentru sprijinul acordat în activitățile pe care le desfășurăm cu grupul țintă. Pe site-ul nostru, pe site-ul proiectului, puteți să găsiți mai multe informații, precum și pe pagina noastră de Facebook. Dacă doriți să aflați mai multe amănunte, vă stăm la dispoziție. Până
În clasa, deci proiectul așa a fost gândit în prima etapă. Probabil că ne vom gândi pe măsură ce vom înainta în derularea activităților. Am mai primit, să știți, asemenea propuneri. Probabil vor urma și alte proiecte cu o vârstă mai mică. Până în clasa 8-a, acum doamna inspectoare vine din domeniul învățământului. Da, e adevărat. Ar fi bine venit un astfel de proiect și pentru absolvenții clasei a 8-a. Din zilele trecute, când am participat să văd reacția copiilor după un asemenea test, aș vrea să vă spun că s-ar putea, dintre copiii care se află acum în clasele a 9-a și a 10-a, o parte din ei, într-adevăr, să-și schimbe această opțiune după clasa 10-a. Pentru că, într-adevăr, mulți au fost sinceri și au spus că au ajuns la un profil, de exemplu, un Mate Info, la API, pentru că majoritatea colegilor din clasă au mers acolo sau pentru că mama sau tata a dorit acest lucru. Dar vreau să vă spun că în acel raport pe care l-au primit, imediat după finalizarea testului, într-adevăr, eleva respectivă cu care am discutat se bucura. Da, într-adevăr, mie nu-mi place partea de Mate Info. Eu vreau la drept și uitat ce punctaj mare am pe scală la partea de drept. Deci, mulți copii s-ar putea ca după 10 clase, la finalizarea învățământului obligatoriu, să-și schimbe profilul pe care ei și l-au ales. În acest moment, când am văzut câțiva elevi care, într-adevăr, pe partea de matematică-științe, aveau un scor foarte mic pe această scală, în schimb, domina partea de filologie, partea de drept, partea de economic, i-am întrebat, dar ce căutați aici la Mate Info? Fiecare spunea că cineva i-a motivat să ajungă acolo, dar că s-au gândit. Chiar înainte de a susține testul și de a afla de acest test, s-au gândit să încerce după clasa 10-a să se transfere la un alt profil, pentru că nu își doresc ca pe mai departe să facă într-adevăr matematică informatică. Da, după finalul clasei a 10-a, da. Acest chestionar testează interesele vocaționale ale elevului. V-am spus că într-o primă fază va fi această testare, după care va urma faza de consiliere individuală în care se va sta cu elevul și se va interpreta testul respectiv și se va putea orienta spre într-un anumit domeniu. Nu. Deci testul nu testează așa ceva, nu testează abilități. Deci testează interese vocaționale. Dacă ați făcut un sondaj părinții, ce părere au despre acest? S-a început chestionarea și a părinților. Încă nu am centralizat răspunsurile pentru că suntem, grupul țintă este foarte mare și suntem în plin proces. Va fi și un raport a preferințelor părinților, dar reacțiile sunt pozitive. Ați zis mai înainte că părinții nu întotdeauna, copiii nu aleg ce vor părinții. Deci reacțiile sunt pozitive. Sunt părinți care chiar se bucură pentru că au posibilitatea să afle cam spre ce domeniu ar trebui să se îndrepte copiilor. Spunea doamna Hara că rezultatele acestui test pentru fiecare elev va fi discutat și cu consilierul școlar și la ora de dirigenție și am propus și am discutat cu domnii directori, inclusiv la ședințele cu părinții. Ar fi foarte bine ca părinții să vadă rezultatele acestui test și în situația în care, într-adevăr, copilul nu și-a ales o carieră pe care el și-o dorește, ar fi foarte indicat să încerce și să meargă spre profesia pe care și-ar dori să o profeseze la un moment dat. Testul pe care l-au susținut constă în 289 de itemi cu întrebări din toate domeniile de activitate.
La fiecare întrebare au două răspunsuri, din care ei trebuie să-și aleagă răspunsul care cred că li se aplică cel mai bine. Dacă, știu eu, consideră că niciun răspuns nu li se aplică, totuși trebuie să aleagă între cele două, totuși care puțin ar fi, ar înclina să se activ. Că fost surprinsă să văd și să văd că majoritatea copiilor au fost încântați, deci cei care au fost interesați au fost rugați în momentul în care au completat testul să fie sinceri. Dacă vor ca rezultatul să se plieze pe personalitatea fiecăruia, atunci trebuie să fie sinceri. Cei care au înțeles acest lucru au fost foarte încântați când au primit raportul și chiar spuneau, eu mă văd în rezultatele acestui raport. Unii dintre copii afirmau acest lucru. Deci dacă au fost sinceri, într-adevăr, ei pot să se gândească dacă și-au ales cariera pe care și-ar dori să o profeseze la un moment dat sau nu. ...20 de luni. A început în aprilie, se va finaliza în decembrie 2015. Proiectele sunt pe perioadă determinată de timp. Acum, dacă reacțiile sunt pozitive, ne gândim să repliem acest proiect mai departe. Mai sunt întrebări? Este de interes doar că un proiect are un buget, are un grup țintă determinat. Din păcate, nu putem depăși acest grup țintă de 20.000 de elevi. Încercăm,